Azi e soare. Mergem la Bianca să ne spună dacă la ea între Astrea apare soarele. Metaforic. Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi nu doar că înțelegem care sunt rănile noastre emoționale, dar facem ceva concret să ne și vindecăm. Nu avem însă o perspectivă foarte clară asupra ceea ce se întâmplă astăzi și multe detalii or să rămână în ceață. Așa că e de preferat să evităm discuțiile serioase. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! În continuare, toată atenția este îndreptată asupra propriei persoane și nu îți refuzi niciun răsfăț. Mulți berbeci trec însă acum printr-un proces de vindecare. Curând vor fi mult mai dornici să socializeze și să ia legătura cu prietenii. Taur. Unii nativi s-ar putea să aibă ceva probleme financiare și să fie nevoie să apeleze la partener. Alții sunt foarte confuzi și nu mai înțeleg nimic dintr-o discuție cu un prieten. Sau nu mai știu ce să creadă despre cineva din echipa lor. Gemeni. Astăzi starea ta de spirit ar trebui să se îmbunătățească și să îți recapeți entuziasmul. Gemenii care au suferit de pe urma unor situații amoroase încep încet să-și revină, chiar dacă nu au scăpat încă de provocări. Rac. Se pare că ți-ai învățat lecția și te pui în sfârșit pe primul loc. Pe plan profesional, profită de energia momentului și notează undeva toate ideile care îți trec acum prin minte. Unii raci au în calcul un job în străinătate sau să-și extindă business-ul peste hotare. Leu. Mulți nativi constată acum că au fost păcăliți pe plan financiar. Nu este exclus ca partenerul să fi profitat într-un fel sau altul de veniturile lor. Adevărul nu este ușor de digerat, dar ar fi bine să deschidă ochii. Fecioară. Unele fecioare trăiesc o poveste de iubire desprinsă parcă din basme. Alți nativi își dau seama că au fost mințiți și că și-au pus speranțe în persoana nepotrivită. Pe plan profesional, analizează fiecare clauză. Balanță. Astăzi, cine nu te cunoaște ar crede că ești cu capul în nori, că visezi cai verzi pe pereți, dar de fapt îți conturezi viziunea. Pe plan personal, te prefaci dezinteresat, deși nu e deloc așa. Scorpion. Astăzi, pentru mulți scorpioni, iubirea devine o scenă de film condimentată cu mult romantism. Totuși, unii nativi pot aluneca pe panta dezamăgirilor, iar financiar vorbind, o plată poate întârzia. Săgetător. Astăzi, mulți săgetători ar prefera să stea mai degrabă pe acasă. Este recomandat să evite mulțimile mari și sarcinile dificile. În schimb, acasă, cineva din familie poate face promisiuni pe care ulterior nu le va respecta. Capricorn. Lasă discuțiile importante pentru o altă zi. Acum lucrurile nu se vor clarifica, dimpotrivă. Poți avea senzația că ești și mai în ceață decât înainte. Financiar apar cheltuieli pe care nu le-ai luat în calcul. Vărsător. Nu prea știi unde se duc banii tăi. Indiferent de situația ta financiară, nu strică însă să fii recunoscător pentru ceea ce ai. Și nu m-aș mira să descoperi că în anturajul tău este o persoană ipocrită care acționează pe la spatele tău. Pești. Cei mai mulți pești știu astăzi cum să pună problema și cum să comunice, astfel încât să aibă parte de sprijinul celor din jur. Dacă ai suferit acum ceva vreme de sindromul impostorului, acum devii conștient că tu ești chiar bun în ceea ce faci. Acesta a fost horoscopul. Mai multe detalii găsiți pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire! Ușor de zis, mai greu de făcut. Mulțumim tare mult, Bianca!